Ziceți, nu e Adi, ziceți voi. Bună seara, ce-am venit cu drag. Bine ați venit cu drag acolo. Clasa 7-a. Clasa 7-a cu exerciții de geometrie. Da, șaptea. Probleme de geometrie. Probleme de geometrie. Da. Eu nu știu. Și radicale. Foarte radicale. Așa. Gata, nu trebuie. Ipoteza ABC de un trapez isoscel. ABC de trapez isoscel. Isoscel. Cu AB paralel cu CD. Și AB egal 2CD. Și mai adaug aici da, AB. Da, AB egal 2CD. 1 de la 130. Dacă M este în mijlocul laturii AB. M aparține lui AB, nu? Da. AB. Și așa încât AM congruent cu MB. Da. Și AC intersectează DM. Iar AC intersectează DM egal cu punctul P. M egal punctul P. DB intersectează MC. DB intersectează pe? MC. Da. Egal punctul N. Egal mulțimea formată din N. Arătați că... E concluzie. Da, concluzie. Arătați că AB egal cu, asta e la punctul amic, domnul profesor, AB da. Egal cu 4 PN. AB mic. 4 PN. Da. La B mic, triunghiul, D, M, C, isoscel. Și la C mic, aria lui A, B, C, D, este egal cu de 3 ori aria lui triunghiului ABCD. A trapezului isoscel. Aria lui ABCD. ABCD, da. Egal cu de 3 ori aria triunghiului DMC. Interesant. Deci un trapez isoscel. Cu baza mare de 2 ori cât baza mică, parcă așa spune, nu? AB, 2CD, da. Sunt trapezii isoscel, baza mare cât, cât baza mică. Iată, acesta este A, B, C, D. Când zicem trapezii isoscel, domn profesor, să ne aducem aminte. Toate lucrurile care sunt. Are de la bază congruente două câte două. Am ca să vorbești tu. Deci, Anca, te rog, are laturile neparalele. Și? Și unghiurile de la bază congruente. Așa. Deci, când s-a pronunțat cuvântul trapezii social, asta trebuie să avem în vedere. Apoi, ce mai spune în problemă? M în mijlocul lui AB. M în mijlocul AB. Orice segment transmite un unic mijloc. Corect. Da? Există punctul acela și unic. M. Bă, mijlocul. AC cu DM se intersectează. Deci AC diagonala trapezului cu DM și obținem punctul AC cu DM. Cu AC așa, cu DM, punctul B. Și DB cealaltă diagonală cu M, C, și obținem punctul N. Trebuie să arătăm că MN este de 4 ori AB de 4 ori până. Cine este în mijlocul lui BC? Cum? În mijlocul lui BC? Cine este? În mijlocul lui BC? BC nu. N-avem. Doar îți arată că e congruent, de-aia am pus acolo. În mijlocul lui AB.
că PN BC... egal cu AB minus DC. PN? Da, PN egal cu AB minus DC supra 2. PN egal cu AB minus DC supra 2. Nu vrem să învățăm mecanic chestia asta. Aceea parcă era la intersecția diagonalelor. Da. Da, de linia mijlocie. Și linia mijlocie. Da. Și aici este... Și este așa. Linia mijlocie. Până este linia mijlocie, nu? Da. Linia mijlocie a trapezului, da? Deci, Miruna ne spune că dacă aș prelungi eu pe până, ea ar tăia în mod sigur și pe CD și pe așa la mijloc, da? O să o întrebăm de ce crede asta, că nu ne-a convins. De ce crezi tu că până e chiar bucată din linia mijlocie? Definiție. Ori, care definiție? Care definiție? Da, nu văd în mecanic. Corect. Hai să vedem. Eu vreau să văd concret de ce stau lucrurile așa. Observ că eu refuz să învăț mecanic niște formule, niște rezultate. Vreau să înțeleg. Așa am scris un elev, un comentariu ultim acum, care spune, îmi place la profesor teribil de mult. Omul ăsta explică la matematica la rădăcină. Corect. Adică nu se lasă așa după niște rezultate să-l memoreze, ci pur și simplu vrea să înțeleagă. Așa zic și eu acum. Dar hai să vedem, mama, lasă teorema aia care... Da, o las. De ce? Nu ne apucăm... Miruna, și cu Anca și cu... Tudor. Nu ne apucăm să facem problema fără să fim atinți la ipoteză. Deci, ți-a dat ABCD un trapez isoscel. În care la asta e cât asta. Nu degeaba. Trebuie să ținem cont de așa ceva. De ce? De ce este cât jumătate din AB, iar mâna la mijloc. Deci de ce? Congresul are. Păi foarte tare asta. Deci de ce? E cât AM, dar de ce cu AM cum sunt? Paralele și congruente. Dc este egal cu PN ori 2 și dacă Dc este egal cu deci Dc este egal cu PN ori 2 PN ori 2 da. Este linie mijlocie și AB este... Dar nu știu de ce e linie mijlocie. Pentru că e, nu e linie mijlocie, e chestia care am zis-o, că linia mijlocie... Nu pot să iau. Nu iau rezultatul, nu-l iau așa, mecanic. Vreau să văd concret. Până e paralel cu Dc. De unde știi? Pentru că... Pentru că e doar... Definiție, nu am nicio definiție. Nu am definiție. Eu stau și analizez aici. Deci în figura asta, mai venit ieri cu chestiunea. Atenție! Miruna, fără să vrei, ai reflexul de a memora niște lucruri. Gândind tu că acele îți vor fi ții de folos. Le poți memora în fals. Eu nu te cert, eu spun că în ce chestie te bagi. Aceea de a memora niște rezultate, uneori sunt false, sunt dintr-un triunghi sau dintr-o figură specială și atunci acele cauze le aplici într-o altă situație. Și nu e corect. Da? Nu e corect. Ferește-te de asta. Ai văzut tot timpul eu ce spun. Să nu intrăm într-un caz particular. Aici este o problemă de sine stătătoare, o analizăm, suntem cei care știm să ne batem cu problema și nu concret aici, toate ipoteze. Noi avem de la dispoziție ipoteza asta. Nu fugi spre rezultate din alte probleme. Greșeam. Dacă am demonstrat că până ori 2 este egal cu Dc, AB cum este egal cu DC ori 2, ar însemna că AB este egal cu 4 ori până. Dacă ai demonstrat că până este... Până este ori 2 egal cu Dc, adică e jumătate. Până este jumătate din Dc, da. Gata, aș fi problema. Gata, aici e formulare place. Dacă aș reuși să arăt că până
ei jumătate din DG, adică în triunghiul DMG, până să fie linie mijlocie, ca asta vrei să spui tu. Deci dacă până ar fi jumătate din DG, sau DG să fie de dori, până... Haideți, fiți și voi atenți, că și pentru voi e important. Deci ea spune așa, în triunghiul DMG, dacă ar arăta că până ăsta e jumătate din DG, adică până să fie în ce calitate? Când este jumătate? Linie mijlocie. Linie mijlocie. Deci dacă până ar fi linie mijlocie, atunci zice, îndată, cum de ce este jumătate din AB sau AB de două ori de ce, până de, jumătate din DC, adică DC de două ori până, deci DC de două ori până, AB de două ori DC, înseamnă că până va fi de patru ori. Corect. AB va fi de patru ori de până. Cum să arătăm? Cum să arătăm că până este linie mijlocie? Eu aici o țin pe... Numai nu știm noi din ipoteză, atât, nu din alte chestii. Nu căuta alte. Exact. Din ce știm noi, te rog, dar tu nu vrei să mă înțelegi, tu ești... Am o întrebare, dacă la o problemă, de exemplu la clasă, un profesor nu a dat chestia asta, noi nu putem să ne folosim de ea? Miron, dar hai să găsim din ipoteză. De ce tu te cramponezi și vrei să-ți iei chestia aceea? Întreb, trebuie să răspund. Poate în problema aceea a fost o chestiune, o figură particulară, care... El a spus-o, într-un trapez isos cel, nu știu ce se întâmplă, o chestie în mijlocie. Dar poate în ipoteza acolo era dat altceva? Sau era așa. Și atunci tu, dacă tu păstrezi amintirea aceea, nu-i bine. Hai, dar de ce nu facem un pic de efort aici, că atât de simplu. Fii atentă. E trapez. Și ce știm într-un trapez? Asta de ce și cu AB ce înseamnă? Sunt paralele. Am punctat că de ce este cât am. Și dacă de ce și cu AM sunt paralele și congruente, paralelogram. Și într-un paralelogram ce se întâmplă? Ce sunt DM și AC? Păi asta e clar. Deci pui la mijloc. Deci pui la mijlocul. Și al lui de ce și al lui AC. Uh-huh. De altă parte... Analog faceți în de ce MB. Da. Da? De ce BM? Paralelogram. Iarăși paralelogram. Iarăși diagonalele. Deci de B și cu M, și iar nu la mijloc. Și iar nu la mijloc. Și, iau, și acum, în triunghiul DMC, pâi la mijlocul lui DM, sau că sunt la mijlocul lui MC, deci B nu este linie mijlocie. Și jumătate din DC, și tot atâta ne cramponăm. Da? Deci P nu este jumătate din DC. Nu mai avut o problemă. Zi, am puța. Nu puteam tot așa demonstra că aria lui ABC de 3 ori aria lui DMC? Dar nu, suntem încă la primul punct. Da, pentru că el am mijloc. Deci... Ba da, acolo repede o să ajungem, că sunt 3 triunghiuri. Observ că ABCD-ul, trapezul ăla, e format din 3 triunghiuri. Asta, când ajungem acolo, imediat discutăm problema asta, exact. Da? Deci așa va fi, cum spui tu, probabil. Dar acum să terminăm problema aici. Deci pentru toată lumea, ideea este asta. Că ne apucăm de problemă urmărind cu atenție toată ipoteza. Că în condițiile în care trebuie să citim ceva din memorie, din nou spun, rămâie, cum să spun, cu ideea că să văd dacă mi-aduc eu aminte relația sau formula aceea, muncești acolo, nu vrei să ții cont de ipoteză și n-ai șanse să faci problema. Că nu faci doar în contextul acesta. Ce poți folosi? Trapezul? Isoscelul? Trapezul isoscel? Deci noțiuni de acestea. Nu alte rezultate din alte probleme. Mergem mai la demonstrație. Anca, te rog să mă conduci. A, B, C, D, trapez. Așa mai că. A, B, C, D, trapez. Rezultă. De ce cu A, B? De ce paralelă cu A, B? De desubt adăugăm sub ea. A, D, congruent cu C, B. A,
A, D, o greu cu CV, dar nu folosesc deocamdată, n-am eu treabă. Am să mă gândesc că A, M, cât M, B, din ipoteză. Da, că M e în A, M, congruent cu M, B, și congruent tot din ipoteză cu D, C, D, C. Acolată din acestea două, rezultă că figura, rezultă că D, C, A, M, A. Adică merge într-un sens, rățel, da? D, C, M, A și celălalt, D, C, B, M și D, C, B, M sunt paralelograme. Pentru că am aici paralelismul și congruența două câte două. Deci sunt paralelograme amândouă, merg o dată amândouă. Din paralelograme rezultă că A, C intersectează D, M, A, C intersectează D, M și îi dăm mulțimea formată din punctul P, așa încât, precizăm acum, deci diagonalele se intersectează în P, dar nu oricum, ci au calitatea. D, P cât P, M, nu? D, P, congruent cu P, M. Și, dedesubt, și, și celălalt, A, P, congruent cu P, C. Și A, P, congruent cu P, C. Da? D, P, D, P cât P, M, și A, P cât P, C. Fiind acest lucru clarificat, subliniez că D, P cât P, M. Asta mă interesează pe mine, da? Pe de altă parte, D, B intersectează. Te rog să vorbești. D, B intersectează M, C, da. M, C. Egal mulțimea formată din punctul N. Da. Așa încât cu N, ce congruente? Înseamnă că N, M. Corect. N, M. Congruent cu N, C. N, M cu N, C. B, N cu... Și B, N cu D, N. Și B, N. Congruent cu... D, N. B, N cu D, N. În clipa în care am spus, mă interesează astea două congruente și descriu una sub alta, nu? Eu de o parte și voi spune pentru triunghiul, pentru triunghiul DMC, triunghiul DMC, avem scriu pe cele DP, DP congruent, vorbește? DP congruent cu PM. Da. D, P cu P, M. Cână cu N. Congruent cu N, M. Și asta, din asta, Tudor, rezultă că... Rezultă că... Dar nu știu că... Adică nu știu că D, P e congruent cu C, N. Cum nu știu? Știu? D, P e congruent cu C, N. Adică trebuie să scriem chestia asta. Păi D, P congruent e scris aici. Da, asta da. Dar DP nu e... Adică n-am scris că DP e congruent cu cână. Cu cână? Cu cână și PM cu cână nu știu. Care e DP? DP cu... DP cu PM. Cu PM. Cu da. PM. PM. DP cu PM. Da, și cână cu mână. Da. Cână cu nămă. Cână ce? Cână cu nămă. Te-ai scris, măi. Da, am înțeles, dar și de aici rezultă că DM e congruent cu MC? DM... D, M, cu? M, C. Dar nici nu mă interesează asta. Păi triunghi. Eu am luat atâta. Am luat triunghiul DCM, în care pui la mijlocul lui D, M, și ce la mijlocul... Ce la mijlocul... N, la mijlocul CM. Atunci până e în mijlocie. Atunci până e în mijlocie, sigur. Deci de aici rezultă că... Rezultă că până... Până... Până e în mijlocie.
linie, mijlocie. Și atunci, fiind linie, mijlocie... Rezultă că DM... Nu DM. Ce zic? Egal cu DC pe 2. Cu până egal cu DC pe 2, da? Sau 2 până... 2 până egal cu... De 2 ori până. 2 pe I. Egal cu DC. Egal cu DC. Pe 2. Păi nu, că am zis de 2 pe el. Mulțim toate astea cu 2. Relația asta cu 2. Și apare 4 pe N. Egal cu 2 de ce? 2 de ce? Dar 2 de ce? Egal cu AB. Egal cu AB. Deci 2 de ce egal cu AB. Și am arătat acum că AB egal cu... Nu? AB egal cu cine? Cu 4 pe N. Suntem la problemă. Foarte simplu, dar trebuia să sesizăm paralelogramele, copii. Asta a fost esențial aici. Sesizăm că am de-a face cu două paralelograme, într-un paralelogram diagonal se jumătățesc, am șansa ca să spun că pe mijlocul lui DM și în mijlocul lui MC, până capăt calitatea din linie mijlocie, înseamnă că de două ori până e cât de ce, și am mulțit cu 2 că de 2 ori de ce face cât AB. Și terminat, ești problema, punctul A, rezolvat. Imediat să ne gândim și noi o pică, Miruna. Nu ne-am gândit deloc. Să arătăm că trebuie de DMC și social. Păi tot în paralelogramele alea, nu? Deci DMC, DMC... Social. Ce înseamnă să arătăm? Că DMC e cu MC. Dacă am luat unghiul A, DM și MCB, am avea unghiul de la MC. Deci noi trebuie să arătăm că ăsta... E cât ăsta, da? Asta e. Luăm unghiul de A, M, cu C, M, B. Avem unghiul de A și B congruente, da. A, M congruent cu M, B și de A cu... Tot avem din ipoteză, da. Tot, și este rapid. Deci redactăm. Te rog să, Anca, să mă ajuți. Fie triunghiul A, D, M și M, da, deci fie triunghiul A, D, M. Deci luăm spre comparație triunghiurile. Spune că au. De A cu CB. Da. De A concret cu CB. De unde? Din ipoteză. Din ipoteză. Unghiul de AM cu MBC. Unghiul de AM. Concret cu unghiul MBC. MBC. De unde? Tot din ipoteză. Și trapezitul cel. Da. Și AM cu MB. AM cu MB, de unde? Tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Din cele trei de este că? În cazul congruență latră-umflatră. Deci conform L-U-L, înseamnă că triunghiurile luate în discuție. ADM. Congruent cu triunghiul. MC. Și fiind congruentă, rezultă că? DM congruent cu MC și DM congruent cu MC. DM congruent cu MC. Și celelalte elemente ar trebui să scriem, dar nu mai pierdem timp acum. Rezultă că? Dar obișnuim asta, că nu se știe dacă nu cumva rezultatele se vor folosi mai departe. Triunghiul DMC, isocel. Triunghiul DMC. De M, C, isoscel. Asta a fost punctul B. Da, și la ce? Are triunghiul ABCD, area întregului trapez, este de trei ori al lui DMC. DMC. Păi, să le am plus... Da, M plus DMC plus CBM sunt egale
Și are trunchiul AB cât 2 egală cu ADM plus DMC plus CMB, deci... Deci ar putea merge și pe varianta asta. Trapez, diagonala, împart în două. Da. Da? În două triunghiuri echivalente. Corect. Din coace, iarăși trapez, diagonala, diagonala, îl împart în două triunghiuri. Da? Două triunghiuri echivalente. Echivalente. Și acum, tot înseamnă că triunghiul ăsta e echivalent cu ăsta, echivalent cu ăsta. Și cum ăsta acoperi, cele trei acoperi toată, tot trapezul, înseamnă că area întregului dintre ori a unuia dintre ele. Când s-a putut ăsta, dar se putea și ăsta. Se putea și ăsta de aici. Nu trebuia să arătăm cu toate trei congru... Nu mai muncim, pentru că ăsta e A, B, C, A, D, C, M, este paralelogram. Și diagonala împarte paralelogramul în două triunghiuri echivalente. Deci așa începe redactarea. A, D, C, Tudor. A, D, C... A, D, C și... A, D, C, M. A, D, C, M este paralelogram. A, D, C, M, paralelogram. Să o luăm pe acum sau pe care, domnule? Și D, M. D, M, înainte. D, M, diagonală. Deci, din astea două rezultă. Din astea două rezultă că triunghiul aria lui D, C, nu? Da. D, așa, aria. Aria. Triunghiul ADM. ADM. Adică la tot paralelogramul. Nu, nu. Aria lui ADM deocamdată. Egal cu aria lui... Aria lui D, M, C. D, M, C. Doamne, subliniem și o lăsăm. Pe de altă parte, și D, C, B, M, D, C, B, M, este tot paralelogram. D, B, diagonală. D, B. C, M, să luăm. C, M, luăm. Același, ca să construiesc triunghiul ăsta. Că D, M, C am la urmă, da? Da. Diagonală. Deci, D... M, C, pardon, M, C este diagonală. În astea două rezultă că aria triunghiului are triunghiului C, M, B. C, M, B. Este egală cu aria triunghiului C, M, D. C, M, D. Și uite că avem asta scrise, iar area întregului, area întregului a trapezului ABCD este egal cu area lui DAM. DAM. Plus area lui DMC. Așa, area lui triunghiului DMC. Plus area triunghiului MCB. MCB. Și cum avem egalitatea de aici, că DCM, DCM este și cu ăsta, și DCM este și cu celălaltul, înseamnă că în loc de celelalte două, pun în loc de DAM, ce am să pun în loc de DAM? DMC. DMC, da. În loc de CMB. CMB. CMD. CMD. Da? Da. Și atunci înseamnă că este egal de trei ori. Are lui ABCD. Așa, are lui ABCD, da? 3 ori, 3 ori DMC. De 3 ori aria triunghiului DMC. Mai avem o problemă. Da, a fost destul de interesant, ușurică, la îndemâna noastră. Ușurică? Totul s-a bazat pe ce? Pe paralogramele cele. Corect. Da? Iruna, sper că ai înțeles. Da, în cazul să păstrăm amintirea asta. Exact. Nu mai ne ducem să răspălim în memorie experiența din altă problemă. Numai care noi ducem ipoteză, corect? Că te poate duce în eroare un rezultat pe care ai două rateuri. N-am folosit-o pe asta acum, nu știam dacă... Dar acela care a venit aseară era sigur rateu. Eu m-am uitat la o problemă și
n-am reușit să fac pentru că am făcut o clasă și a zis că n-are destul de informații, că nu se poate. Era scris greșit, de aceea da, da. Eu da și ei și acolo. M-am dus la sfârșit și am spus că într-un trapez orice înălțimea e baza cu greșeli. Sunt și greșeli. Da? Deci noi trebuie să învățăm că atunci ar fi fost dacă ar fi fost înălțimea egal cu baza mare plus baza mică pe 2, acesta ar fi un rezultat deștept. Atunci, înseamnă că area trapezului ar fi fost înălțimea la pătrat. Că nu e baza mare plus baza mică ori înălțimea, ori supra 2 ori înălțimea, și ar fi fost înălțimea la pătrat. Și înălțimea la pătrat e într-un pătrat. Da? Înseamnă că ar fi trebuit să fie la un pătrat, nu? E de aiurea. Deci e un trapez special acela. E o greșeală. Concluzia. E că nu mai păstrăm amintirile și astea, da? Fie triunghiul ABC, în ipoteză, problema 2 de la pagina 130, în ipoteză, domn profesor. Da. Triunghiul ABC, oarecare. Dacă B aparține lui AD, B aparține lui AD, da, astfel încât AB congruent cu BD, adică e mijloc, nu? Da. M este mijlocul latului BC, M aparține lui BC, astfel încât BM congruent cu MC, așa, și AM intersectează DC egal punctul E, arătați că amic DC egal 3EC. Concluzie. Amic DC egal 3EC. 3EC. C. Bmic AE egal 4ME. Și Cmic aria triunghiului ABC este egală cu de 6 ori aria triunghiului MEC. Bun. ABC oarecare. Un triunghi oarecare. Îl iau un pic mai jos, că s-ar putea să am nevoie de simetrie de acela de acolo. A, B, C. B-ul e la mijlocul lui B-ul la mijlocul lui AD. Adică e vorba de simetricul lui A față de B. D-ul e simetricul lui A față de B. Asta nu cum am făcut-o, nu știu, mama. Să vedem. Din temă. Și M mijlocul lui BC. M mijlocul lui BC. Așa, BM să fie cât MC. AM intersectează de C. AM intersectează de C. DC-ul. De C. N-am făcut-o pe asta. N-am făcut-o. Într-un punct E. Să lăsăm că de C de 3 ori e C. De ce? E 3 ori e ce? Adică ăla e în 3. Există mijlocul aici, nu? Uh-huh. Să notăm cu F. Adică B, C, B egal cu C, F. B. B, C, B egal cu C, D. B, C. B, C să fie egal cu? Nu mai. E ce? Să fie da, de 3 ori e ce? Da, și noi am luat punctul F. Și am luat pe F la mijloc. Da, și să vedem acum ce putem fructifica aici. Nu uităm că asta e cât asta merg, da? Adică dacă unim pe B cu F, dacă unim pe B cu F, ce calitate are BF ăsta? Între unghiul... E median, între unghiul e cât... Nu, mamă, între unghiul A, D, E, ziceți-o, profesor, nu? Nu, A, D, E, da.
AD e... Asta e linie? Din mijlocic. B e mijloc. Și F e mijloc la moment. Mijloc, da? Da. Deci B, F e paralelă cu AE. Și jumătate linie. Da. Adică B, F e paralel și cu A, M. Da. B, F și cu A, M. Și într-un ghiu B, C, F, M e... B, C, F, F, M e și A linii mijloce. În B, C, F, F, M e și A linii mijlocie. Și A e paralelă cu B, F. Da? Deci e paralelă cu B, F. Înseamnă că o tai și pe asta la mijloc? Două. Și gata, problemă. Hai să mai vedem încă o dată. Deci, fie F, mijlocul lui e D. Când luăm noi și avem B. Luăm noi, sigur că da. Unim pe B cu F. Fructificăm că asta era mijloc, că asta era mijloc acum. Da. Deci fructificăm că A, B, că B, D, prin faptul că considerăm doar acest punct F, care e mijlocul lui e D. Și B, F, paralel cu D, C. Paralelă cu cine? Cu? Cu? E, B, F, B, F egal, paralelă cu AE. B, F paralelă cu AE. Da? În condiție este. B, F paralelă cu AE. De ce? De ce? Păi, F e mijlocul lui E, D. Da. Și B, B mijlocul lui AD. Și acum B, F capătă calitatea aceea de linii mijlocii, deși paralelă cu AE. Da? Fiind paralelă cu AE, înseamnă că e paralelă și cum e. Da. Că doar AE a fost dus în prelungire. Și cum e. Da. Și acum ne ducem în triunghiul CBF. În CBF, M e mijloc și iată folosim calitatea lui M de a fi la mijloc. M e paralelă cu BF. Și n-are ce face M, e decât să o taie pe C, F la mijloc. Adică eu e mijlocul lui C, F. Nu? Deci, C e congruent cu E, F, congruent da. Cu F, D. Da. Și atunci tot B, C, B este de trei ori C. E bine? Deci a jucat aici în mijlocii foarte bine. Corect. Care este momentul de start în problemă? Faptul că socotim pe F ăla. Dacă socotim pe F, mijlocul lui e D, problema pornește. Da? Tudor, te rog să mă conduci. Demonstrație. Demonstrație. Așa, deci, dacă D, dacă este B, dacă B, mijlocul lui AD. Da, hai să zicem, fie F. Fie F, mijlocul lui e D. Fie F, mijloc ED. Lui E, D. Segmentul E, D, da? Da. Echivalent cu a spune că E, F. F, E, egal cu F, D. Segmentul ăsta e congruent cu celălalt, da? Da. Congruent cu F, D. F, D. Pe de altă parte știm că... Că și B este... mijlocul lui AD. Adică de resultat adăugăm avem că avem AB egal cu BD. AB congruent. BD. Da, cu BD. Rezultă din ăsta două. Rezultă că BF este linie mijlocie. Linie mijlocie în triunghiul. În triunghiul. Anca, în ce triunghi? BF, linie mijlocie, în triunghiul? AED. AED. În triunghiul AED. Și fiind linie mijlocie, rezultă că ea are niște calități. Un, două. E jumătate din bază. Și este paralelă. Și paralelism mă interesează. Da? Deci BF. Paralelă cu AE. Paralelă cu AE. Dar noi avem cordialitatea A, M, E, de resultă adăugăm A, liniuță, M, liniuță, E. Rezultă atunci că B, F paralelă e paralelă cu... Paralelă cu A, E. M, E. Cu M, E. Cum da, da. Paralelă cu M, E. Și cum
Anca, și cum? Cum? Mă, unde se află? La deci, mijlocul lui C. C, B. Și cum dedesubt adăugăm că iată ce iem? Congruentă cu M, B, că iem congruentă cu M, B. Rezultă că ce este M, E? În ce triunghi este M, E? În triunghiul D, C, B. Nu D, C, B. Ma până aici? A, nu, în triunghiul C, F, B. C, F, B. Pentru că M, mijlocul lui, C, B. Aia e paralel la B, F. La B, F e paralelă. Atunci ea devine din mijlocie. Deci rezultă că M, E. M, E. Linie. Mijlocie. În triunghiul F, C, B. Triunghiul F, C, B. C, B. Și dacă e mijlocie, o taie pe C, F, la mijloc. La mijloc. Deci obligă pe E să fie la mijloc. Deci acolo rezultă că C, E, C, E, cu F. Congruent cu E, F. Dar noi mai avem că E, F, undeva am scris. E, F, congruent. Egal cu F, D. Unde am scris? Acolo sus. E, F. Dedesubt spunem E, F. Congruent cu E, F, D. Din cele două rezultă că toate sunt congruente între ele. Adică ce e? Ce e? Congruentă cu E, F. E, F. Congruentă cu F, D. Și congruent cu F, D. Acest lucru spune că toată CD este de 3 ori ce e. CD egal cu de 3 ori ce e. Pentru problema. Pentru problema. Primul punct, da. Punctul B. Punctul B. A e egal cu 4 M, E. A e mică. Da. A de la A la E până aici. Da. Da. De 4 ori M, E. Asta înseamnă că A, M, E de... în 3 ar trebui să împărțim, nu? Da. Sau că... Hai să vedem așa. M, E este linie mijlocie, am spus noi unde. M, E. În B, F, C. Hai să plecăm de acolo. M, E. De ce? M, E. Linie mijlocie. Triunghiul B, F, C. Rezultă că de două ori mâie, doi mâie, egal cu B, F. B, F. Înmulțim cu 2. Vine 4 mâie. 4 mâie. Egal cu 2 B, F. 2 B, F. Ai 2 ori B, F. Dar de două ori B, F, este tocmai A, E. Că B, F e linie mijlocie. Avem 4 M, E. Deci 2 B, F. Hai să spunem că B, F e linie mijlocie. Așa să spunem. B, F. Linie. Mijlocie. În triunghiul. A, E, D. A, E, D. Rezultă că de 2 ori BF, 2 BF, egal cu AE. Și acum pe 2 BF îl folosim sus, deci rezultă că 4 M, E, egal cu A, E. Până la punctul B. Triunghiul ABC. ABC, cum e 6 ori cum e? Aria. Aria lui ABC. Aria lui ABC, da. Care a fost dat inițial, de 6 ori al lui M, E, C. M, E, C. Dacă ducem M, acolo, M, M, A, B, ducem M, S, mediană. Deci? Din M, S. Din M. Ducem M, A, B, M, S, mediană. M, A, B, B. Mă să ducem în mediană, adică da. Să ne mai și așa, da? Da.
S, M, S, median. Da, în triunghiul A, C, M, la fel. În A, C, M, la fel. Și a venit acolo pe L și A, M, E, nu e cât C, M, E. A, M, E. A, M, E. E, mă tot cu ea acolo. F, A, M, C, ceva, nu știu. Unde e? L, am L. Aici? Notăm cu acolo unde am pus media. Acolo. Aici, așa, asta aici, da? L. L, bine. Așa, L. Și nu înseamnă că L e congruent cu C, M, E? A, L, E. Cu C, M, E. A, L, E. Dar E, uite unde fac. A, L, M. A, L, M. Cu C, M, E. Cu C, M, E, C, M, E, C, M, L. C, M, L, aș putea spune. Sunt echivalente astea două. Da. Astea două iar sunt echivalente. Da, și avem patru. Dar nu știu dacă ăsta cu ăsta ar fi echivalent. Păi dacă am luat discuția mea pe aia că mă la altul cu mână, tu vrei să arăți că-s congruente? Mm-hmm. Vă spuneam altă dată că trebuie să fim atenți. Congruența nu cred că o reușește, că nici nu sunt congruente triunghiurile acelea. Spuneam altă dată că încercăm să facem punctul următor pe baza cunoștințelor din urmă. A punctelor deja făcute. Mai ales că noi le-am și făcut. Putem ține cont că am făcut punctul A și punctul B. Corect. Da? Și aș vrea să vă invit să vedeți că de ce unde e de ce? De ce? Asta e de trei ori. E ce? Oare e mie ăla cum este față de am? Mă e față de am, m-ar interesa. Mă e o trei egal cu am. Deci de trei ori mă e egal cu am. De unde avem așa? Păi avem a e egal cu patru mă e. Deci A, e mi-e calcul de 3 ori, nu e. Deci A, M, e de 3 ori. Oi, tare chestia asta. Deci A e tot, tot A e. E de 4 ori M, e. Da. Scăzând-o în M, e, înseamnă că A, M, e de 3 ori. M, e. Hai să scrim rezultatul. Deci, de la punctul B, de acolo plecăm. Avem că A e, este egal de 4 ori mâie. Minus un mâie. Scădem în ambii membri un mâie. Și rezultă că A e minus mâie egal cu 3 mâie. Da. Ceea ce înseamnă echivalent cu A M A M egal cu 3 mâie. 3 mâie. Subliniem. Acest rezultat. Așa, mă. Să încercăm să folosim acest rezultat. E foarte important acest rezultat. Acesta e rezultatul care ne salvează. Să vă dau un exemplu. Ia uitați așa. Un segment și mai am aici 1, 2, 3. Un punct la întâmplare.
cum credeți este, care este raportul, legătura între area triunghiului de aici și area asta aici? Area triunghiului mic este de trei ori area triunghiului mic egal cu area triunghiului mare. Sigur așa este, da? Da, da. A, B, C, D. Deci, area de trei ori area triunghiului mic, D. Da? Face triunghiul, de ce? Că area triunghiului ADB e baza ori înălțimea supra 2. Iar baza area triunghiului ACD e baza CD ori înălțimea aceeași. În concluzie, fiind asta adevărată, baza fiind de 3 ori mai mare, înălțimea fiind aceeași, e clar că area triunghiului ADC e de 3 ori area acestuia. Faceți o legătură acolo. Cam așa. Că A, M, e de 3 ori măie. Asta înseamnă că area triunghiului CM e? Area triunghiului CM e de 3 ori area triunghiului. De 3 ori area lui ACM. Este de 3 ori. Și cum am... Da, de 3 ori. Și cum am... Nu, CM e... Area triunghiului CM e... De 3 ori al lui CM e, al lui ăla mic. Da. De 3 ori astea este cât are triunghiul AMC. De ce? De 3 ori și 2. Păi uite ce spune, AM este de 3 ori mâie. AM. Da, da. De 3 ori mâie. Este situația de aici. AM este mediană, atunci CM e 6 ori. 6 ori mâie că e AB cât. Sigur că dar noi putem triunghiul AMB să-l privim stând pe baza AME și din nou înălțimea din B duse. Și este aceeași repetiție. Cu alte cuvinte, area triunghiului C, M, E, da, e mai bine raționamentul pe care ai făcut tu. Fiindcă AM e mediană, area triunghiului A, C, M este cât al lui A, M, B. Și cum A, C, M are area de 3 ori a lui C, M, E, înseamnă că va fi de 6 ori. Deci o să spunem așa. Acest rezultat ne-a salvat. A, M egal cu 3 ori M, E. Rezultă că area triunghiului ACM ACM egal cu de 3 ori area lui CME. Triunghiului CME. Înmulțim totul cu 2. 2 și vine de 2 ori area lui triunghiului ACM egal cu de 6 ori area triunghiului CME. Dar ăsta de 2 ori al lui ACM este area triunghiului ABC. Și a rezultat că area triunghiului ABC egal de 6 ori area triunghiului CME. Terminat problema. Bine că s-a dus și ora, se trece la ceva. Da, ți-am